Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Francesca Velicu, bine ați venit la interviurile Europa FM. Mulțumesc pentru invitat. V-am invitat pentru a le povesti ascultătorilor noștri și celor care vă cunosc de la București, de la Opera Națională și celor care nu au avut bucuria de a vă vedea aici, în România, la spectacole, despre succesul incredibil pe care îl aveți la Baletul Național Englez, dar și despre cum ați ajuns până aici. Sunt... 19 ani de viață și 16 de balet. O să vă prezint în câteva cuvinte. La 19 ani 20. sunteți... 20! A fost de curând ziua? Da, La mulți da. ani! Da. La 19 ani sunteți prim-artist al Baletului Național Englez, unde dansați deja de 2 ani. Asta după ce, timp de 2 ani, ați fost eleva Academiei de Balet a Teatrului Balșoi din Rusia. Prima, din câte am înțeles, nu? Prima elevă. În mulți, mulți ani. În mulți da. ani. În această primăvară ați primit premiul Oliver Award pentru performanțe remarcabile la Londra, apoi v-ați aflat printre cei șase finaliști ai unei competiții interne a baletului național englez, un alt succes. Cum vă simțiți acum când vă uitați în urmă, deși nu știu dacă uh, v-ați făcut obiceiul de a vă face un bilanț? Uh. Mă gândesc așa, după ce se întâmplă ceva mare, ceva... Mă gândesc așa, cam o săptămână după. După aia îmi trece că încep să mă pregătesc pentru alte chestii și nu, nu pot să mă gândesc așa tot timpul că mă, <gântu> -mă ia pe sus puțin. <gântu -mă> Dar, da, sunt foarte fericită unde am ajuns și știu cât de mult am lucrat ca să ajung aici. Și... Da, nu știu, nu mi-am mi închipuit niciodată că voi ajunge atât de sus. Deci nu v-ați programat, nu v-ați pus să uh, ținte atât de înalt, de atât de devreme. Atât de devreme, exact. Asta e, asta e cuvântul. Poate mai, mai încolo în carieră m-aș fi, fi gândit la atât de sus, dar nu știu. Am uh, urmărit un interviu pe care l-ați acordat după primirea acestui premiu minunat la Londra în această primăvară și ați spus că a fost cea mai fericită zi din viața dumneavoastră. Cum a fost acea zi? A fost o surpriză? A fost o surpriză imensă, nici nu pot să-i spun o surpriză, nici nu mi-am înche închepuit închipuit că celelalte două din uh, cele două artiste din, din, categorie sunt artiști incredibili și mult mai, mult mai mari ca mine, cu mult, mai multă experiență, mai fost nominalizate. Chiar nu mi-am închipuit niciodată. <laughs> chiar nu știu, a fost o secundă aia când mi-am auzit numele, chiar nu am crezut nu știam ce să fac, am început să tremur toată. Se vedea? Se, pe scenă? Se, se vedea. Mergeam, țin minte, mi se vorca acolo pe scenă și îmi tremurau picioare. Ziceam, ești balerina, ai făcut atâtea spectacole. Ține-te! Tremurau picioarele mai Fale. tare ca la o premieră? Ca niciodată. Chiar niciodată. Nu mi-am încheapit niciodată. Ce contează în astfel de momente cel mai mult? Familia poate care... Am văzut că vă însoțește în străinătate la multe dintre spectacole. Mama, mai ales. Mama. mama. Da, nu... Sing singura chestie la care mă gândeam era să nu mă împiedic și să nu vorbesc ceva incorrect, să nu spun ceva... Da. La Baletul Național Englez, care este un teatru în care dansează zeci de balerini din toată lumea, unii dintre cei mai buni din lume, o menționăm doar pe Alina Cojocaru, un teatru care este un condus de un director din cum se observă din afară acestei lumi destul de exigent. Tamara Rojo, nu? E da, un da. director uh, foarte este... taf. <laughs> da. Cum ține în frâu atenția uh -huh. artiști despre care se spune că au orgolii foarte mari? Da. Um, cu cât îmi văd mai mult de treaba mea, cu atât ajung mai sus și bănuiesc că asta îi place și dânsei îi plac oamenii care muncesc, care știu ce vor, cu personalitate. Modești. Și da. Aș vrea un pic să ne povestiți despre cum ați ajuns aici. Um, ați urcat foarte repede în această ierarhie, inclusiv în ierarhia baletului național englez. Este vorba, este evident despre talent, foarte, foarte multă muncă și... Noroc. Noroc. V-ați născut cu mult noroc. Mulțumesc noroc. Spuneați că Alina Cojocaru vă inspiră foarte mult. Continuă să o facă? Da, ca și, ca și dansator, ca și persoană, ca și orice. Tot timpul am, mai ales acum cât am mai cunoscut-o puțin, cât sunt acolo. Um, Sunteți colegi? Suntem colegi, da. Um, chiar am început să o cunosc, cunosc puțin, puțin. Și nu știu, e ca o... Absorb așa ca în burete tot ce pot de la ea. Tot timpul am mâncat, când am o situație la care trebuie să mă gândesc, tot timpul mă gândesc ce-ar face Alina. Cum ar zice Alina? Cum. Da, e un fel ca un e idol. Am citit într-un interviu că dumneavoastră ați fost impresionată de mică, de Alina Cojocaru, și că atunci când erați mică, de grădiniță, nu? Ați mers la un spectacol la București, nu? Da, la sala palatului. Cum a fost atunci? Ați văzut-o? Era invitată. E, da, și-a dansat uh, Don Quixote cu Johan. Și... Simite, nici n-am prins destule bilete. Și-a luat mama un singur bilet și-am stat la ea în brațe. Pe scaun și i-am dat flori pe scenă. I-am făcut un reverans, așa ca la ballet. Da. Um, peste ani i-ați povestit de acel moment? Mm, nu, dar... Nu, nu i-am spus. Dar cred, cred că știe, cred că știe. Da. Am dormit cu... Dormeam cu poza ei la, la pat. Aveam așa un suport de... Cu poza mea când era mică și o poză cu ea. Dar, așa în cameră. Precum gimnastele care dormeau cu poza <laughs> Nadiei Comăneci. M-am um, întrebat de foarte multe ori. O balerină intră într-un rol, precum o face un actor, trăiește acel personaj sau mai degrabă este uh, extrem de preocupată să iasă coregrafia perfect? Um, aici pot să răspund doar din punctul meu de vedere. Toți tot suntem diferiți. Um, eu fac asta la repetiții. Mă gândesc la partea tehnică, la ce trebuie să corectez, la prațe, la, nu știu, să evoluez în fiecare zi. La spectacole cu totul și cu totul altceva. Și chiar mi se reproșează chestia asta câteodată: că trebuie să fac tot timpul la repetiții, ca la spectacol. Nu pot. Care e diferența? Uh, muzica, orchestra și publicul, pe care nu le am în sala de repetiții, de obicei. La spectacole vă gândiți la public, îl vedeți? Numai la public. Tot. Am sărută ce dau, dau pentru public. Sunt și artiști care spun că nici nu văd publicul. E foarte întuneric. <gângă> 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 trebuie să-i simți. Nu trebuie să-i vezi. E cu ceva publicul diferit, publicul din Rusia de balet față de cel din România, față de cel occidental? A... În Rusia baletul este foarte respectat și se simte asta tot timpul. Sunt sările alea mari, uriașe, dintre o grămadă de oameni și simți la aplauze, simți câtă lume e acolo și cât de mult apreciază. E o furtună. <laughs> și în, Român în România e îmi place publicul din România. Cât am dansat aici, mi-a plăcut orice public. Au, toți vin, parcă dispare toată, orice energie negativă. E, nu știu, un sentiment, țin minte, un sentiment foarte frumos. Hai hmm, haideți să începem cu începutul. Ați început baletul la trei ani. Trei ani. Acum, scuzați uh, următoarea frază. Unii copii abia scapă de pampers la trei ani. <laughs> Cum e baletul la trei ani? Ce faci la trei ani uh. în studio? Da, să puțin, îți pui niște fustițe din alea așa ca tățiurile. Fără pointe. Fără pointe. Mi-am pus poante la șapte ani prima dată. <laughs> dar nu mi-a plăcut. Prima dată când m-au dus la balet plângeam tot timpul și tata stătea cu mine la bară și făcea cu mine ca să nu mai plâng. <laughs> și... Dar a început să-mi placă. Am început Cam să... Când? Spectacole, când am ieșit pe scenă, îmi plăcea, îmi plăcea sentimentul ăla de culise, de să auzi orchestra cum începe, cum se încălzește. <laughs> când a fost primul spectacol? Și cum a fost? Și unde? În patru ani, bănesc, în fiecare an am câte un spectacol. A fost, cred că, la Teatru deon. Un... Și mai știți rolul? Îl știu, că l-am filmat. <laughs> am casete cu fiecare spectacol. Și e foarte amuzant să mă uit. <laughs> Mama povestea pe Facebook la un moment dat, când ați ajuns la Londra, că își aduce aminte cum urmăreați pe câte un ecran, ore întregi, cât un rol. Da. Ca să-l învăț. Probabil. <laughs> și exersați și acasă oricând și pe acasă și când vin de la, de la, valet, când, nu știu, înainte de studii, după studii, când prin puțină pauză, că contează foarte mult să știi un rol nou, că atunci poți să-ți dai drumul, poți să începi să te gândești la alte chestii, nu trebuie să te gândești doar la pași, la ce urmează după. Sunteți o generație care a crescut cu posibilitatea de a avea foarte multe resurse. Uh -huh. Bănuiesc că în afară de uh, studio ați stat lipită și de YouTube. Da. Urmărind da. pe cine? Urmărind pe cei cu care lucrez acum. <laughs> da, urmărește balerinele mari, balerinii, dansurile care le vrei să le dansezi cândva. Și apoi ați exersat, ați ajuns la liceu în București, liceul de da, balet. clasa 5. -a. În clasa 5. -a. Da. Și ați urcat pe scena Operei Naționale în clasa 7. -a? A, -a. Pe, la opera am dansat prima dată înainte să intru la liceu. Chiar. Era în clasa 3, cred. Și țin minte, eram, într-un fiecare care murea pe scenă nu mai țin minte cum era povestea, și m-am lipit jos de scenă și țin minte, i-am spus, lui, mama, eu nu mă mai spăl o lună pe obrazul ăsta. <laughs> am fost, am, și acum m mirosul ăla de la operă de la, de, de teatru, de, nu știu, din căpere mare, veche. E ceva. <laughs> Liceul a fost greu? Liceul de ballet? Um, nu pot să zic că a fost greu. Uh, mai mult, uh, multă mâncătorie după mine, ceea ce n-ar trebui să fie într-un liceu de artă. Dar a fost frumos eu am numai aminte frumoase de acolo. Asta nu se întâmplă și în marile teatre? Se întâmplă, dar când, nu știu, eu pentru mine când, acum cât am mai crescut, știu să nu mai dau importanță acestor lucruri și știu la ce să mă gândesc. Înainte, când eram mai mică, mă afecta foarte tare și mă gândeam ce fac, cum fac. Și nu trebuie. Se întâmplă ca în uh, romanele cu balerine, sau ca în filmele Disney cu balerine, când, uh, nu știu, vine altcineva, o concurentă, și fură o poantă, sau nu știu. Mm. Se... Se, cred că se, se întâmplă mai de mult acum nu prea. Mai subtile, se mai sunt. Mâncătoria așa între fete. Cum reușește un artist să treacă peste? Strângând din dinți sau ripostând? Mie una nu mi s-au întâmplat prea multe. Așa, când intri într-o companie și ești cel mai tânăr, cele mai vechi din companie sunt mai puțin, mai. Uh, scăd căruțele puțin. <laughs> Dar. Uh, nu, nu, știu, nu nu prea dau importanță în lucrurile astea. Ați ajuns apoi în Rusia? Da. A fost o țintă, un scop? Uh, să învăț cât mai mult. Și da, bineînțeles că a fost un scopie școala la care visează oricine să meargă. Cum ați ajuns acolo, la Teatrul Balșoi? Uh, am fost la concursul Youth America Grand Prix, era mai mică, și am obținut, am obținut o bursă de uh, invitație la um, un curs de vară, unde se ținea la New York. Și am fost de ani la rând acolo, și de, de acolo mi-au dat invitație de studiu la, um, la școală, în Moscova. Ați povestit că a fost greu la început pentru că nu știați alfabetul, nu ați studiat rusa în școală, și când ați ajuns acolo, ați descoperit că niciun profesor nu făcea eforturi deosebite, nu preda într-o limbă de circulație internațională. <laughs> la ei nu, nu există engleză, nu de fapt, nu există nicio altă limbă. <laughs> Și cum a fost? Cum ați învățat foarte repede limba rusă? Ați luat lecții? Cum ați făcut? Înveți foarte repede, mai ales um, ce-mi trebuia mie să știu, erau corecturile de balet, ce îmi zicea profesoara în clasă Și le înveți foarte repede de câte ori le -au auzi pe zi și <laughs> așa le-am învățat și aveam și um, trebuia să aveam lecții de limba rusă dacă totul era acolo în rusă, tot ce auzeai era în rusă, tot ce citeai era în rusă, încep și prins pe repede. Ați plecat singură? Mama a venit cu mine, cu două valize extrem de mari, la 11 noaptea, nincea afară, nu găseam căminul, <laughs> peripeții. Da, da mi-am făcut amintirea că mi-am făcut prieteni foarte bune, am învățat o grămadă de lucruri, am avansat foarte mult. Povestiți-ne care a fost prima lecție. Cea mai importantă sau cea mai grea sau poate cea mai frumoasă. Uh, prima lecție știu că am intrat în sală și era sala înclinată, în pantă. Așa sunt uh, uh, scenele rușilor, e, sunt înclinate. De ce? Uh, am auzit spre să nu vorbesc prostii. Um, sunt, eu știu de două motive știu um, când ești pe scenă și dai de reflectoare și de toate luminile alea puternice ai tendința să te dai pe spate de la ele și panta asta ajută să te pună puțin mai în față am mai auzit și că um, la ei la, în ansamblu, la Lacul Ebedelor de exemplu, unde sunt toate fetele alea, linii, o crămată, toată scena cele mici sunt puse în spate până la cele mai mari și ca să se vadă și ele puțin, se ridică puțin asta, cred. Și știu că am intrat și nu, nu, nu mai văzut sus niciodată. Nu um, dar mi-a plăcut, mi-a -mi plăcut să dansez pe scenă. Așa. Ați mai revenit în Rusia, în spectacole? Nu, de când am plecat, nu. nu. Mai țineți legătura cu foste colege, cu profesorii de acolo? Da, da, da. Și da, sunt, am multe colegi care au intrat chiar la teatru la Balșoi și mai vorbesc așa încă când, de când mă bucur când mai văd ca un debut într-un rol mai mare. Da. Nu știu dacă e adevărat, dar se spune că balerinii în Rusia au o viață mai grea decât balerinele. Eu cred că și-o fac singuri. Eu mi-am dat seama că e tot ce, toate greutățile pe care le ai te le faci foarte mult tu singur. Și dacă nu le dai importanță și chiar crezi în tine că poți să faci mult mai mult, chiar poți. Bucuria cea mai mare în Rusia care a fost? <laughs> mm -hmm. Cred că când veneau părinții să mă vadă <laughs> țin -mi minte, în primul an chiar mi era foarte dor să casă tot timpul ziceam mama, vreau acasă, vreau acasă. <laughs> um, dar mi-am făcut prieteni foarte, foarte buni și a fost foarte greu când am plecat. Chiar nu mi-am imaginat în 2 ani să-ți faci prieteni atât de buni. Ruși? Uh, nu. Din, nu, din, toată lumea. Toată lumea. Că cei din internaționali stăteau la cămin. Și când stai toată ziua, 24 de ore cu aceiași oameni, te... se face legătură între ei. Mai ales că eram, sunt de puțin, puțin separați așa internaționali cu rușii. Și eram așa cu toții ca o mică familie. Acasă cât de deți reușea să veniți? De Crăciun și de Paști. Și vacanța de vară. Cam așa. Și apoi, după doi ani? Ați după revenit? doi ani am venit aici, că aveam de dat Bacu. Că la Moscova am intrat la o clasă mai mare decât eram în România. Deci am terminat cu un an în urmă. Și trebuia să mai aveam un an de făcut școala. <laughs> am venit înapoi și am zis, măcar să încerc la operă. Și am fost, am făcut studii și mi-a spus Ioan Coburg, de săptămâna viitoare poți să începi. Venise deja aici. Da, era, era de un, un an. Era director artistic. Da. De un an de zile. Și țin, țin minte când am venit și am făcut studii cu compania. Eu făcusem, făceam și când eram um, înainte să plec de la Moscova, avem voie să facem studii plăcea foarte tare să cu compania. Um, când am venit, nu mi-a venit să cred cum arăta compania. Țin minte, i-am schimbat Schimbată complet. I-am spus lui mama, băi, mama, nu vine să cred. Toți balenii ăștia sunt atât de buni. Nu vine să cred. <laughs> Pentru că, să le reamintim ascultătorilor, a fost o perioadă extraordinară în care Johan Coborg, atunci când a preluat conducerea baletului, a și făcut în așa fel încât să fie renovat principala sală sau mai multe săli de repetiții. A fost o perioadă în care, de fapt, toată opera națională a fost renovată și a fost o perioadă când ne spunea nouă la Europa FM într-un interviu, Johan Coborg regreta că nu poate să țină balerinii mai mult de 6-8 ore la repetiții, ca așa prevede legislația muncii de la noi, el i-ar fi ținut, nu știu, 10 ore, 12 ore. La, la Moscova, de exemplu, câte ore repetați pe zi? Eu, nu știu, cred că tot așa, vreo 8 ore. 8 ore. Da. Iar la București? Uh. Ați fost încântată de ceea ce ați găsit? Da, am fost foarte încântată și țin, pentru că eu știam cum era opera înainte. Cum era? Pot să zic că e o diferență foarte mare. <laughs> <laughs> da, și am fost am, chiar am fost foarte încântată și am fost foarte bucur bucuroasă să fiu, să fac parte din ballet. În ce spectacole dragi, ați dansat aici la București? Ah, Cel mai tare mi-a plăcut. Uh... Concertul lui Radmanski de aici. Um, nu știu, chiar a avut un loc special <gântu> -mine> pentru mine. Cred că a fost primul primul rol de solistă pe care l-am făcut la operă. Și țin minte, după am terminat și nu venea să cred. Stăteam și mă gândeam, gata, ai ajuns. <gântu -mine> ai ajuns, faci ce vrei, ai făcut ce ai vrut toată viața. <gântu -mine> da, chiar sper să mai dansez dată și după acea perioadă extrem de frumoasă, asta o spun și oamenii care veneau la spectacole, s-a întâmplat așa un moment neplăcut când Johan Coborg și Alina Cojocaru, e un cuvânt au fost alungați de aici. Asta după ce făcuserăți toți o mică familie, un corp de balet minunat, cu balerini din toată lumea, Uh, cum ați trăit atunci acel moment? Ați fost în sală și a susținut inclusiv în dialogurile lor cu ala liniei în special, dialogul cu uh, angajații care nu i doreau la operă. Da. Uh, eu m-am ținut foarte tare să nu mă gândesc atât de mult pentru că aveam premiera cu teme și variațiuni la lui Balanchine. Și aflasem că trebuia să fac premiera și trebuia să fac toate trei spectacole. Trebuia să fac doar unul, unul dintre ele și am ajuns să le fac pe toate, și chiar eram foarte. Lucrasem și cu Patricia Niri, care a venit din America, și eram foarte preocupată. Chiar am simțit, am simțit lovitura asta foarte mult după. Dar cât s-a petrecut, chiar am, a trebuit să mă țin ca să fac o treabă bună la spectacole. Ce credeți că s-a întâmplat acolo? Uh, uh, o, cred că a fost o confruntare între mers mai departe și rămas pe loc um, mai confortabil. Cred că așa suntem noi românii. Uh, nu prea acceptăm nimic nou, nimic diferit față de ce știm noi, ceea ce ar trebui să se întâmple, pentru că nu mai așa avansezi. Aș vrea să vă întreb uh, cum a fost, uh, nu doar pentru dumneavoastră, ci și pentru ceilalți colegi din echipă, acea perioadă? Uh, Ne-am adunat, ce, țin minte, nu știam că mie nu mi se mai întâmplase niciodată să întâlnesc o companie, o, cum se o mână de oameni care să, nu știu, să fim atât de... Uh, avem, aveam, același scop și vroiam atât de tare să reușim. Și țin minte, ne-am adunat, ne adunam toți în, într-o încăpere, în green room, unde stăm noi să ne odihnim după repetiții. Și eram toți acolo și încercam să rezolvăm problema și ne, ne adunasem toți așa. Și eu încă eram primul an, nu știam Atât de bine toată lumea, mai ales că erau și străini. Și, nu știu, era o atmosferă și urâtă și extrem de frumoasă. Era greu, așa e? Da, da, da. A fost așa ca un, un șoc, ca o problemă de viață cu care v-ați confruntat faptul că, nu știu, mentorii dumneavoastră, nu doar ai dumneavoastră personal, ci și ai celorlalți, uh, sunt puși într-o situație în care nu știu cât putea să-i ajutați, chiar dacă i-a susținut moral. Da, da, și cel mai, cel mai dezam dezamăgitor cred că a fost toți oamenii ăștia care au fost împotrivă. Mă uitam, mă uitam în sus la ei când eram mică, când eram în școală, când eram în liceu. Ei erau tot ce știam și chiar erau ca niște ituri pentru mine. Chiar asta vreau să fiu ca ei, vreau să ajung ca ei. Și a fost puțin dezamăgitor să îmi schimb toată părerea asta. Vă referiți la cei care îi contestau pe Alina Cojocaru și pe Johan Cobor? Da. Ați văzut o altă față a lor sau? Da, mi-am schimbat părerea. Ceea ce nu mi-o fac foarte des. <laughs> și apoi au plecat Alina Cojocaru și Johan Cobor. Dumneavoastră ați rămas încă aici, nu? Dar ați plecat repede. Am plecat repede, da. Um. Da, nu, a fost. Uh, am plecat într-o săptămână la Londra. Am fost, am dat auriți în Paris. Uh, într-o săptămână am fost la Londra, nici nu am stat foarte mult să mă gândesc. Am zis, gata, o iei, prima oportunitate, te duci, vezi ce faci. <laughs> în ideea că nu mai merită să rămâi aici, la București. Asta era, clar. Și odată cu dumneavoastră au plecat foarte mulți colegi, nu? Foarte, foarte mulți. Și, uh, cum am spus și înainte, eu chiar am ajuns bine. Chiar nu am. De ce să mă plâng? Unde sunt ceilalți? Știți? Mai țineți legătura? Uh, sunt în Berlin, în... Uh, au rămas a rămas și la noi câțiva. Uh, în Copenhaga, în... S-au răspândit. Peste deci de tot. Și ați trecut de acea audiție de la Paris și la Londra, când ați ajuns <laughs> prima oară pe scenă? <laughs> Cum a fost? A fost și <laughs> um, uh, zelul lui Akram Khan. Producția nouă a lui Acramcan de Giselle. Revoluționar. Revoluționar, ceea ce și a fost contemporan. Ceea ce eu nu făcusem niciodată. Și <gântu -i> a fost foarte greu să mă adaptez la câte lucruri am, am învățat, mai ales la contemporan. Um, nici nu, nu i-a plăcut de mine. Am, am făcut câteva repetiții, m-a scos. Ne pare rău. <gântu -i> Acum, can. Da, m-a scos din spectacol. <gântu -i> Bine, nu m-a scos, scos din prima distribuție. a stat după două săptămâni, nici nu știam pașii, nici nu știam. Uh. Da, <gântu -i> Am ajuns să le fac pe toate. Inclusiv în Gizel? Inclusiv în chiar toate, toate spectacolele de Acron pe care le-am făcut în astea, doi ani, toate turneele pe toate le-am făcut. Ești și el un coregraf extrem de exigent. Uh, care revoluționează, de fapt, aproape orice operă uh, clasică. Și are și spectacole noi, uh, urmează, nu? Și alte spectacole în stagiunea următoare la Londra, da, facem pe care o pregătesc. Dust. Dust. Pe care l-au mai făcut uh, acum trei ani, înainte să vinem. E un spectacol răscolitor, nu știu cum să-i spun, e un spectacol. Uh, care e, de fapt, povestea mai degrabă a femeilor care au trăit primul război mondial. Da, da. Uh, din ce am văzut eu în trailere, uh, îmi cer scuze dacă vorbesc <laughs> prostie acum, nu știu, te duce cu gândul inclusiv la moarte. Uh, cum sunt repetițiile la un asemenea spectacol? Am înțeles că ați fost și într-o zonă industrială în afara Londrei să vedeți niște hale, să vedeți niște foste fabrici. Da, da. Eu nu am fost personal, știu că ne-a ne spus, dar ne-a tot dădea ne inspirație să ne uităm la filmul ăsta. E eu, eu un, eu un om foarte contemporan. Și um, aveam, ne făcea câte un speech în fiecare, la fiecare repetiție, ne zicea, astăzi ne gândim la asta, astăzi încercăm să facem asta. și ne, Adică ne încerca să ne bage în uh, atmosfera la fiecare repetiție, în fiecare zi. De ce acest spectacol acum? Pentru că s-au împlinit, se împlinesc 100 de ani de la primul război mondial, da. și uh, vrea acest coregraf să le aducă aminte oamenilor ce s-a întâmplat odată, asta ar fi. Da, el este, um, este foarte pasionat de războaie, despre um, femeile care au fost nedreptățite, toate subiectele astea. Toate paretele lui sunt pe tema asta. Tu nu ai trăit în comunism. Uh, nu știi cât de crunt a fost, evident, cu atât mai puțin uh, războaie trăite. Uh, cum poți să intri într-un rol, într-un asemenea spectacol? Adică, nu știu, citești și altceva? Pă, citești, te uiți la filme. Am mai întrebat bunica. <laughs> nu știu, nu, 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 nu pot decât să-mi imaginez. E greu? E mai greu decât un rol într-un ballet clasic? Uh, nu. Sunt, mi se par exact la fel. Uh, dar mie îmi place, mie asta îmi place cel mai tare. S S mai degrabă dansul contemporan? Uh, nu, nu, asta îmi place cel mai tare să intru în challenging ăsta, să intru în uh, tot felul de caractere, de personaje. Îmi place să. <laughs> uh, da, nu știu, îmi place orice ar fi. Chiar el spunea la un moment dat că, uh, evident, lucrează numai cu profesioniști de, de o ținută excepțională, dar uh, îi place să vadă și omul din spatele fiecărui personaj. Uh, cât de mult vă lasă să adăugați și ce poți să pui de la tine într-un asemenea rol, într-un asemenea spectacol în care rolurile sunt extrem de bine definite? Uh, chiar ne, ne lasă foarte tare să ne punem noi personalitatea în... Chiar aprecia chestia asta când vedea la repetițiile de Gizel, tot timpul dădea cât un exemplu cineva din sală la care vedea chiar făcea ceva diferit și zicea, uite, aveți voie să faci... Chiar, chiar ne dădea de voi pașii, în schimb, trebuia să-i faci exact. Sunt foarte multe de-astea, um, um, de, -astea, de la el e indian și este totul combinat cu folclorul de al Indiei și bine, e, trebuie să te obișnuiești să faci toate semnele astea așa. E dur? E un om dur? Este. Foarte sever. Mm. Și repetițiile au fost foarte... Toată lumea era puțin. Speriată? Puțin, da. Asta mă face să vă întreb cum ați reușit să îl convingeți să intrați iarăși în echipă, în spectacole? Pentru că ați spus mai devreme că uh, la primul spectacol, după două săptămâni de repetiții, <laughs> a zis... S-a <laughs> um, uh, lovit uh, uh, cea care făcea distribuția întâi și a trebuit eu să intru. <laughs> um, dar chiar, chiar am evoluat foarte mult și chiar am avut uh, repetiții să învăț chiar Giselle. Um, și sper <laughs> să-l fac în curând. Um, adică am ajuns foarte sus de la, de la, nici nu puteam să fiu în prima distribuție la ansamblu să repet, eu chiar, asta chiar e m-am bucurat foarte tare da. Cum e viața într-o astfel de, de companie, nu neapărat în, în teatru, adică în afară de balet, mai puteți face și altceva, pentru că știu că sunteți uh, un artist care, spre deosebire de, de uh, stelele mai vechi ale baletului care spun de multe ori în interviuri, în cărți, că nu fac nimic altceva, dumneavoastră aveți și alte pasiuni sau e balet și atât? Um, mai e timp de altceva? Am, am timp. Când, când sunt în vacanță, de exemplu, las baletul la o parte. E vacanță. Fac complet altceva. Nu mai dar sunt dar... antrenamente nici măcar pentru menținerea condiției fizice? A, da, ba da, ba da. Ok. <laughs> dar dar e, vacanță, e mult mai mult timp decât așa avea în timpul anului. Um, Mie îmi place, nu știu, îmi place să fac tot felul de lucruri, îmi place să mă duc să explorez natura, să fac poze, să pictez, îmi place. Um, și mi-am dat seama acum, mai recent, tot ce fac eu în afara baletului, pun în balet, în spectacole, tot ce, tot, tot ce fac, nu știu, să dau un exemplu. Toate gândirile, toate experiențele de viață pe care nu, nu poți nu știu, eu nu aș putea fără experiențele mele de viață să dau nimic la balet. Că orice spectacol, orice caracter, orice personaj iau put câte puțin din afară. Și cred că asta mă ajută foarte tare. Puteți da. să-mi dați un exemplu de experiență pe care ați transpus-o într-un rol? Uh, la Pina Bausch, anul trecut, când am dansat, de uh, The Chosen One, este un rol foarte dramatic. E cel mai dramatic pe care cred că poți să-l interpretezi. <laughs> um, a trebuit, nu știu, a trebuit, mă gândeam cum aș putea eu să fac diferența, cum aș putea să ies puțin în afară față de oricine care ar lansat acest rol. Și mi-am mi luat toate experiențele negative de viață și le-am pus exact în rolul ăla. Și chiar am mai povestit o dată. Um, până anul trecut, cel mai negativ, nu știu, moment din viața mea, cred că a fost ce s-a întâmplat la opera. La opera națională din București. Da. Și că nu, nu, eu sunt o persoană, nu prea, nu prea mă gândesc la, nu prea mă las să mă gândesc la chestii negative sau, n-am de ce. Și chiar am, aia a fost o ocazie să Dau afară tot ce am avut de zis, ce nu puteam să spun. Um, și cred că așa m-a ajutat foarte tare și să trec peste. Chiar. A fost așa, ca o refulare după mai mult timp. Ați ținut acolo în sertăraș și l-ați exprimat, l-ați scos din suflet. Așa atunci. cred eu. Uh, balerinele au un regim de viață strict. Adică, se întâmplă vreodată să pierdeți vreo noapte? La Londra, nu știu, o distracție sau nu știu. Da, yeah, da, yeah. se întâmplă. Se Aveți petreceri? Se întâmplă. Îmi fă, făceam mai des când eram aici, în România. Um, acum nu prea, nu... Eu, îmi salvez noaptea să dorm. <laughs> Chiar uh, somnul <laughs> contează foarte mult pentru mine. Ce urmează în această stagiune și în... Următoarele, nu știu cât de mult se poate anticipa. Avem acest criptic, uh, unde um, o să facem și Acram. Um, facem Manon. E un vis. <laughs> e, e, e un vis. <laughs> um, am fost, vai, uh, cât de fericit am fost când am muzică că o să-l facem. Deci, chiar n-am crezut că o să aud muzica aia. Manon, foarte care mult a fost timp. și la București. Exact nu? aceeași producție. Aceleași costume, aceleași. E același coregraf? Același coregraf. Același da. Da. Uh -huh. da, și chiar o să facem foarte mult. O să mergem în turneu, în turneu din UK. Trei săptămâni, facem o săptămână și la Londra. Și. Da, nu o să fie un. ca un carusel așa de emoționat Ne-am <laughs> <De mai aștept. laughs> <laughs> În această vară ați fost în Asia, nu? Da, în turneu. Da, am fost în Hong Kong și în Thailanda. Cum a fost? Uh diferit. Asta îmi place cel mai mult, cred că, la companie, că mergem peste tot în lume în turnee Și nu știu, îmi place să văd cultura, îmi place să văd oameni. E foarte diferit, multă lume acolo. Foarte multă lume. Aș vrea să uh, povestim un pic și despre un aspect, un pic politic. Despre care poate în mod normal n-ar trebui, dar vă întreb totuși dacă resimțiți în vreun fel la Londra problema Brexitului. Uh, am văzut o știre de curând care spunea că în Marea Britanie au ajuns din fonduri europene, ale Uniunii Europene, așadar uh, aproximativ 74 de milioane de euro, bani care au ajuns inclusiv în spectacole de dans, de ballet, uh, și că aceste producții ar putea avea de suferit în urma ieșirii Marii Britanii. Vă întreb pentru că lucrați într-o companie uh, internațională în care sunt artiști din toată lumea. Resimțiți cumva în vreun fel uh, asta, situația din Marea Britanie? Eu un an, încă nu. Nu. Încă nu, nu cred că... Se discută despre asta? Adică există riscul să nu mai puteți lucra dumneavoastră sau altcineva am, ca cetățeni din afara Marii Britanii? Am înțeles că nu ar trebui să ne afecteze pe noi chestia asta. O să fie mai greu cu turnele, cu vizele, cu tot ce... Dar nu, nu cred. Încă nu. Nu. La Londra ați cunoscut uh, alți români care lucrează acolo, vin la spectacole românii? Da, da. am, am și câțiva prieteni care sunt la muzică, la alte... Pe care da. i-ați cunoscut acolo? Uh, nu, nu de, aici, aici, din, de aici, din România. Da. Uh, Francesca Velicu, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, că ați acceptat invitația într-o scurtă pauză nu ați a, nu ne-ați evitat a, urmează o perioadă intensă vă dorim mult, mult succes și cât putem de aici, vă putem urmări și la cinematograf aici și a, eu personal o să încerc să ajung la Londra să vă văd direct pe șterat Mulțumesc tare mult! Mare plăcere! Europa FM pe aceeași frecvență cu tine